Gânduri pentru anul viitor. Primul gând ar trebui să fie acela al acceptării și al relaxării. Nu putem să controlăm aproape nimic din ceea ce vine în viața noastră prin oameni, întâmplări, situații. Putem, în schimb, să lucrăm cu tot ceea ce simțim noi. Putem să lucrăm cu emoția noastră, cu trăirea noastră, cu gândul nostru, astfel încât în clipa în care suntem într-o situație de criză sau primim o veste complet neașteptată despre noi, despre oamenii pe care îi iubim, putem găsi în interiorul nostru ceea ce am cultivat în toate momentele când am fost relaxați, în toate momentele când ne-am acceptat pe noi înșine, în toate momentele când am învățat să ne iertăm pentru ceea ce încă nu știm sau nu am reușit să vindecăm. Fiecare sfârșit de an și nou început și fiecare început de an ne aduce o întâlnire pe care nu o luăm neapărat în seamă, aceea cu noi înșine. Fiecare an este aceeași întrebare. Ce ai făcut cu tine? Ce ai mai rezolvat? Ce ai mai vindecat? Ce ai mai învățat? Uite, încă un an. Fă ceva cu el. Și ceea ce noi, fiecare dintre noi, alegem să facem, sigur că este fix decizia noastră. Anii care vin și cei care pleacă, toți ne transmit un singur mesaj. Există iluzia că va veni ceva mai bun, ceva salvator, altceva decât momentul prezent. Este doar o iluzie. Tot ceea ce avem nevoie, toate provocările, toate lecțiile, toate durerile noastre sunt acum în momentul prezent. Dacă ne uităm acum la viața noastră, așa cum este ea, cu tot ceea ce ne convine, cu tot ceea ce nu ne convine, cu tot ceea ce este rezolvat, cu tot ceea ce este nerezolvat, înțelegem ce avem de făcut, cât de aproape sau cât de departe suntem de noi înșine și, foarte important, învățăm că nu putem să vorbim despre trăire sau despre viață decât dacă există sinceritate, autenticitate, onestitate în tot ceea ce suntem și în tot ceea ce nu suntem. Și fiecare an ar trebui să ne aducă cu un pas mai aproape de această zonă extrem de vulnerabilă a simțirii noastre, în care nu mai suntem nici copilul cuiva, nici părintele altcuiva, nu mai suntem nici ceea ce se așteaptă societatea sau o anumită persoană să fim, ci am devenit exact acea versiune autentică a trăirii noastre. Știm exact ce simțim, știm exact cine suntem și nu putem să ne așteptăm să ne fie bine în anul următor sau nu putem să ne uităm cu încredere la viitor dacă noi, acum, în momentul prezent, nu suntem într-o stare de acceptare, de relaxare și, până la urmă, de înțelegere a faptului că viața este o călătorie complexă, este, în primul rând, o experiență de învățare și, în următorul rând, în această existență trebuie să prioritizăm ceea ce contează cu adevărat, și anume trăirea sufletului nostru, trăirea oamenilor pe care noi îi iubim, lucrurile în care credem cu adevărat și în care investim. Și dacă acum suntem în viață, nu contează unde ne aflăm în această viață, că suntem pe fundul prăpastiei, că suntem într-o criză, că suntem într-o durere, nu are relevanță, că suntem bolnavi sau sănătoși, dacă noi încă suntem în viață astăzi, este pentru că încă mai avem ceva de făcut aici, încă avem timp. Avem timp să recuperăm ce am pierdut, avem timp să ne vindecăm, avem timp să spunem iartă-mă, avem timp să spunem te iubesc, avem timp să fim exact cine ne dorim să devenim și să profităm de acest timp, să ne relaxăm, să ieșim din starea de disperare, din starea de frică, din orice credință limitativă și să vedem cum anume ziua de astăzi poate să fie folosită astfel încât anul care începe să semnifice, dacă nu ceva complet nou și revoluționar, cel puțin ceva care nu ne face rău,
care nu distruge munca noastră de până acum, pentru că e mult mai ușor să distrugi decât să construiești, și trebuie să luăm fiecare început de an ca pe o dovadă a iubirii pe care divinitatea o are față de fiecare dintre noi. Și această iubire ne spune: am răbdare cu tine, te văd, te cred, te înțeleg și te las să găsești exact care este locul sufletului tău pe acest pământ. Pentru că fiecare suflet are un loc pe acest pământ și trebuie doar să vrei suficient să-l găsești. Că este în locul tău lângă un om sau lângă alt om, că este lângă niște oameni sau că uneori sufletul tău are nevoie să fie singur. Ceea ce contează este să nu renunți la tine, să nu renunți la această căutare și, foarte important, să nu renunți să crezi că meriți să primești exact iubirea pe care tu o oferi. Dar înainte de toate, să te asiguri că această iubire este vie în interiorul tău și ea reușește într-adevăr să fie prezentă în tot ceea ce faci, în tot ceea ce spui și în tot ceea ce tu ești. Așadar, să ne uităm către noul an exact către ceea ce el este. Un cadou, mai avem încă un an, încă 365 de zile de a învăța, de a ne vindeca, de a ne ierta și să luăm fiecare zi în parte și fiecare an în parte așa cum este el, așa cum vine el și nu așa cum avem programat de mintea noastră, care de foarte multe ori este în frică, în disperare, în limitare și nu știe și nu poate să primească, nu poate să cuprindă acest dar divin pe care îl reprezintă simțirea fiecăruia dintre noi.